Noi n-am avut capacitatea să identificăm unde sunt tinerii respectivi. Gândiți-vă un pic unde sunt. Și atunci, acum când a venit perspectiva nouă și am avut un pic de, chiar un pic de influență când a fost un moment favorabil în guvernare, a zis așa, cine poate să știe cel mai bine unde sunt tineri? În cadrul programului Cetățenie în România 2024 avem un nou proiect la care suntem parteneri, este cu Centrul Europuls, se numește Comitatul Tinerilor Lideri Europeni, la care europarlamentarii români vin și povestesc la 100 de tineri din toată țara pe diverse teme europene despre politicile de tineret. Interesul am văzut că este foarte mare, sala plină? Sala este plină, interesul este foarte mare, fiind și un an 2024 destul de complex, plin cu foarte multe rânduri de alegeri. Este evident că și interesul este pe acea măsură, pe acest proiect. Da, sperăm și vă așteptăm cât mai mult să participați la Platul Culturii, să vedeți acești tineri excepționali de toată țara care dezbat teme europene ca niște mai mari, putem spune. Și atunci, practic, am făcut o chestie și acum avem undeva la 400 de milioane de euro care sunt pentru rețele de tineret și centre de tineret. Ce? Adică chestii care, pe care le vedeți în jurul vostru, rețeaua tinerii rural, ce face la Timișoara, FNT-ul și alte lucruri de tipul ăsta. Și practic asta însemna că ai putea să ai niște rețele de tinere, niște centri, niște locuri, niște fundații unde tinerii se poate să știe că ai locul de gravitație în care te duci ca să vezi ce oportunități sunt. Europuls este un ONG care își propune deja de peste un deceniu să aducă agenda europeană din Bruxelles în România și am ales ca de data aceasta, într-un an electoral plin și destul de palpitant, să aducem în capitala tineretului, la Ploiești, un dialog în care tineri de peste tot din țară și chiar din Republica Moldova să poată să vadă oportunitățile capitalei tineretului și să se familiarizeze cu orașul și cu toate inițiativele, dar să poată să și discute cu decidenții de la nivel european despre ce se întâmplă, ce face Uniunea Europeană pentru noi, de ce este bine să fim informați. Practic, pe durata a 3 zile, acest grup de tineri pe care l-am adus de peste tot din toată țara și din Republica Moldova va sta aici la Ploiești, capitala tineretului, și va interacționa în primul rând între ei, vor reuși să facă și să parcurgă mai multe workshop-uri și întâlniri, dar și să dialogueze cu decidenți și vom lansa de asemenea și un ghid pentru toți cei care sunt interesați de instituțiile europene și oportunitățile la nivel european. Și asta ar putea să fie o schimbare de paradigmă. Avem deci 400 de milioane pentru asta. Vestea proastă este că banii au fost plasați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care n-a făcut niciodată un proiect legat de tineri, decât s-au ocupat de garanția pentru tineri, din care n-au cheltuit decât 10% din bani, apropo. Și acum au 400 de milioane pentru asta și mai au încă 300 și ceva 400 de milioane pentru garanția de tineret reinforced, da? Reinforced.